Vești bune pentru locuitorii din Cătunul Cornăția din Poienile de sub munte. Consiliul Județean Maramureș a făcut demersuri și a alocat resurse financiare pentru a duce energia electrică în această zonă izolată. Președintele Consiliului Județean Maramureș a precizat că încă de la începutul mandatului a mers alături de primarul din Poienile de sub munte în comunitatea din Cornăția pentru a vedea problemele cu care se confruntă oamenii din acest cătun. Acolo sunt aproximativ 30 de copii și peste 100 de adulți. Însă, din păcate, cei care locuiesc în acest cătun nu beneficiază de utilități publice de bază după mai bine de 30 de ani de la Revoluție. Am demarat de urgență discuții în 2020 cu reprezentanții Electrica Maramureș și cu primarul Alexa Chifa pentru demararea proiectului de extindere a rețelei de distribuție electrice. Am alocat resurse financiare de la Consiliul Județean, iar Electrica a realizat proiectul pentru extindere. În data de 16 februarie 2022, Electrica Maramureș a introdus în licitație publică proiectul pentru extinderea rețelei electrice în Cornăția. Data limită pentru depunerea ofertelor este 3 martie 2022, ora 15. Proiectul, în valoare de 2,8 milioane de lei, va fi realizat în proporție de 50% cu fonduri din partea Electrica, iar cealaltă jumătate este susținută din bugetul Consiliului Județean Maramureș prin alocări către Primăria Poienile de sub munte. Odată realizat acest proiect, cei peste 100 de locuitori din Cornăția, cărora le-am promis că vom demara această investiție, vor beneficia de electricitate, o utilitate publică absolut esențială în zilele noastre. A declarat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș. Termenul pentru finalizarea lucrării este până la finalul anului 2022.